Doamne ajută! Bun regăsit la o nouă emisiune Vestea cea Bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, în direct cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircor la microfon. Sărut mâna, părinte, bun regăsit! Sărut mâna, Doamne, miluiește! Astăzi vă propunem o temă care este legată de Evanghelia Ultimei Duminici. Noi suntem în triod, acum în perioada triodului și pericopele evanghelice care se citesc în biserică, în duminicile, sunt legate între ele, au o anumită încărcătură. Dar, oricum, subiectul este deosebit de important și de interesant. Acum, din punctul meu de vedere, ca mirean, am o singură certitudine pe lumea asta. Oamenii, mulți sunt tentați să spună, moartea e certitudinea. Moarte în sensul de sfârșitul trecerii pe pământ. Eu spun, nu, singura certitudine e judecata. Cu toții vom ajunge la judecată. Asta este certitudinea. Cum, pe ce ușă ieșim de la judecată, până stânga sau până dreapta, aia nu mai știm, nu ne e dat să știm. Pericopa de duminică însă este extrem de importantă. Mântuitorul vorbește de obicei în pilde. Și nu întotdeauna decodifică pildele. De data asta însă, decodifică pilda. Adică spune, păi când ai fost tu, Doamne, flămând și noi te-am hrănit, când ai fost însetat? De data asta codifică. Practic, dacă analizăm atent, avem un micuț îndrumar de mântuire. Adică, vreți să ajungeți de-a dreapta? Păi uite ce trebuie să faceți. Da? Să. Că Mântuitorul spune celor de-a dreapta de ce i-a dus la dreapta și celor de-a stânga, cei pe care nu i-a primit în împărăția cerurilor, de ce? Acum, părinte, aș vrea să, măsura în care este timp și se poate, aș vrea să lămuriți o problemă care pe mine m-a frământat și încă mă frământă. După sfârșitul acestei treceri, noi avem două întâlniri cu Mântuitorul. Este judecata particulară, care este la 40 de zile, de aici și cele 40 de liturghii pentru adormiți care se dau, care ar trebui să se dea, și judecata de obște. Deci noi vom fi față în față cu Mântuitorul de două ori. Cel puțin de două ori. Da? Foarte pe scurt să explicitați noțiunile, pentru că, dacă nu mă înșel, ce este în pericopa evanghelică de duminică se referă la judecata de obște. Da. Da. Aceea este judecata de obște. Și acolo... La învierea cu trupul. Învierea cu trupul și acolo, dacă nu mă înșel, când o să ajungem, este judecata neamurilor, că fiecare va fi judecat în neamul lui. Da. Da. Deci, sper să putem să terminăm în timpul care îl avem. Dacă nu, subiectul fiind foarte important, îl vom continua săptămâna viitoare sau când va fi răgaz. Aici am două abordări. Adică așa cum aș putea înțelege ca om, putem înțelege lucrul lui Dumnezeu. Așa, ce se întâmplă? Universul acesta ni se comunică. El ni se comunică cum este. Vedeți, am reușit să punem în evidență legile Universului, constantele Universului. Omul a reușit cumva să înțeleagă lucrurile. Dumnezeu i-a transmis și omul a reușit. Da. Deci se comunică Dumnezeu, ni se comunică. Am zis Universul ca să fie și pentru necredincioși, să zicem așa. Cei care îl exclud pe Dumnezeu. Deci, chiar dacă îl excludem pe Dumnezeu, Universul ni se comunică. Vedem că există o raționalitate uimitoare, dar nu asta e teza. Ce ne interesează pe noi este că, dincolo de legile universale, care am putea să spunem că sunt oarbe, adică naturale, pentru necredincioși, totuși vedem că ele nu ar putea, Universul acesta, Cosmosul, nu ar putea să stea
să funcționeze, ar fi o dezordine desăvârșită până la desființare, că dezordinea de fapt duce la desființare, ar fi fără aceste legi, deci ar fi o dezordine care ar duce la desființare. Prin urmare, aceste legi ce fac? Ordonează și țin în ordine și într-un perpetuum această zidire. Dacă pentru univers lucrurile stau așa și legile sunt oarbe, fizice, da, pentru om nu mai putem spune că legile sunt oarbe, că sunt doar niște legi ale fizicii, legi fizice, naturale, dar mama natură, cum se vorbește, ci noi avem și niște legi duhovnicești, spirituale, care nu țin de materia numită fizică. Pot interfera, dar așa cum un om trebuie să respecte legea fizicii numită atracția gravitațională, nu iese să ducă gunoiul de la etajul 10 pe geam, pentru că în mod necesar e vorba de fracțiuni de secunde până el își va pierde viața. El trebuie să coboare pe scări care înfrâng, sau cu liftul care înfrâng legea, sau cum să spun, modelează legea aceasta a fizicii, astfel încât el să poată trăi. Dacă el înfrânge legea, dacă noi înfrângem legea asta a fizicii, nu știu, vrem să mergem pe apă, vrem să traversăm oceanul pe jos, cu mașina, să zic, se mai întâmplă pe plajă, ați văzut, vor să intre cu mașinile în mare. E clar că dacă înfrângem aceste legi ale fizicii, ne punem viața în pericol. Dar dincolo de asta sunt niște legi care țin de duh, de spirit, să zicem așa, dar de duhul nostru, de sufletul nostru, niște legi duhovnicești, niște legi metafizice, să spunem așa, care, adică meta înseamnă peste legile fizicii. De ce? Pentru că și omul este peste natura oarbă, cum se spune, peste bolovan, peste parameci. Este stăpânul creației, l-a fost lăsat stăpân al creației. Asta, sigur, după cum spune referatul biblic, dar în teza obișnuită, umanistă, în sfârșit marxistă, omul totuși are o diferență fundamentală față de, nu, că l-aveau în grijă în centru doctrinei, ideologiei, pe om, grija față de om. Și atunci punem problema că este mai mult decât, nu știu, o clădire, un obiect, nu e mai mult decât partidul, dar este mai mult decât lucrurile fizice. Și atunci înseamnă că sunt niște legi, nu știm cine le-a pus, sunt niște legi totuși, care ordonează viața omului, pe care trebuie să le respectăm. Cele care privesc, după cum foarte bine a spus, parcursul acesta, de la zămislire și până la trecere, măcar parcursul acesta. Dar sunt niște legi. Și care sunt acele legi? Păi foarte simplu. Omul trebuie să-l respecte pe celălalt om. Și aici intrăm imediat în decalog. Pentru că altfel ar fi un haos general, deci chiar dacă s-au purtat războaie de cotropire, de lăcomie, de nu știu Dar ce. Și războaiele au legile lor. Există chiar un drept al războiului, care sunt specialiști în dreptul acesta. Bun. Deci, practic, și haosul ăsta creat de un război are legile lui. Chiar și haosul are niște legi, dar care duc la desființare. Și atunci punem problema că fără aceste legi, care sunt duhovnicești, viața ar fi imposibilă sau, în cel mai bun caz, mărginită în timp. Adică, dăm un exemplu cu feminismul. Feminismul e un curent ideologic izvorât din marxism, nu știu ce, care spun că femeia poate să facă ce vrea cu trupul ei. E stăpână pe trupul ei, libertate, emancipare, nu știu ce. Până aici e foarte frumos. Dacă n-ar fi eliberat-o Hristos pe femeie cu 2000 de ani, mai exact 1900 și vreo 30 de ani înainte de curentul umanism, înființarea feminismului. Dar ce spunem e următorul lucru. Aici e un nonsens. Se încalcă o lege din aceasta spirituală, duhovnicească, pentru că matematic, dacă femeia are dreptul să dispună de trupul ei și hotărăște să ucidă, de exemplu, pruncul din pântece pentru că ea are dreptul să hotărască asupra trupului ei, în mod necesar și matematic, lumea mai devreme sau mai târziu se va încheia. Deci acestea sunt niște legi duhovnice și închei cu aceste
foarte pe scurt, așa. Acum că vorbim, însă că este o lege duhovnicească, de fapt și fizică, dar și duhovnicească, în fizică îi spune încetarea funcțiilor vitale, la moartea și cu definițiile ei medicale, metafizice, filozofice, nu știu ce, în legea duhovnicească îi spune trecere, adică paște. Și atunci, ele se suprapun cumva, coincid după privire. Poți să fii credincios sau necredincios, credincios, una dintre certitudinile absolute, nu absolute, unanim recunoscute, este această trecere sau această lege numită încetarea vieții în om. Atunci, aici însă venim la, de fapt, la ce? La momentul trecerii, că vorbeați de judecata particulară, de ziua judecății. Și că aveți o certitudine, n-am mai auzit această exprimare, dar e foarte interesantă, că am o certitudine mai mare decât moartea, judecata. Da, absolut. Foarte absolut. Interesant acest lucru. Deja aici este, vedeți, s-a trecut de la legea fizică la legea duhovnicească. Adică care este pe, include legea fizică, n-o desfințează, dar o desăvârșește. Da, da, da. Cum spunea Hristos, n-am venit să stric. Da. Legile astea rămân. Eu pot să le înfrâng. O viziune mai integratoare. Exact. Și nu desfințează legile fizicii. Ci le el n-a desfințat, de fapt, accelerația gravitațională. A rămas, dar a biruit-o. Da, da, da. I-a zis, vă dați seama, Petru să fie avut și el vreo 80 de kilograme și se scufunda în niște valuri, în niște, când a mers pe apă. Și, Doamne, ajută-mă, scapă-mă! Vă dați seama, un corp în cădere, știți, doar dumneavoastră trebuie să... Deci, care se duce ghiulea în fundul mării, nu mai zic de valuri, de alte forțe, de vânt, nu știu ce. Și ce face Dumnezeu? Foarte interesant, trebuie să ridici 80 de kilograme, să îl dai peste bord, să îl ții deasupra apei. Credința te ține? Nu numai atât, dar fizic s-a întâmplat ceva, adică oamenii ăia, când l-a dus pe Petru în barcă, a zis, Dom'le, ce e asta? Rămâi? Adică, se poate și așa? La ceea ce oamenilor nu le este cu putință, lui Dumnezeu este cu putință. Adevărat, deci... Da? Legile duhovnicești, cele pe care Dumnezeu le-a pus dintr-un început, sunt superioare, dacă vreți, sau dincolo de legile acestea ale fizicii, care arată cumva o lume nedesăvârșită, în care, sigur, cea mai mare nedesăvârșire e moartea, adică această încetare a existenței. Și atunci omul se duce, face această trecere și, cum ați spus, se duce la judecată. Că asta este, de fapt, judecata lui. Ce e această judecată? Ce e această judecată? În termen, să folosesc un termen medical, este un bilanț de etapă. Poate fi și așa, dar uitați, azi dimineață, gândindu-mă la emisiune, aveam multe pe cap, multe lucruri pe cap, dintre cele mai de la cărat moloz până la... Dar mi-a venit un gând și cred că poate fi de la Dumnezeu. Pentru cel... ce nu iubește, raiul este un chin. Da, că raiul este iubire. Deci pentru cel ce nu iubește, nu poate iubi, nu cultivă această, nu respectă această lege, raiul e un chin. Extraordinar lucru. Nu că l-am zis, dar îmi dau seama de lucrul ăsta. De fapt, e o lege duhovnicească pe care o pune Dumnezeu. Legea iubirii, fără de care lumea, nici lumea fizică, dar nici lumea duhovnicească nu este poate sta. Este împlinirea de care a spus Mântuitorul, porunca nouă vă dau vouă. Exact. Deci porunca înseamnă lege. Da, da, nu? Da, da. Deci dacă a dat Cezarul poruncă, este lege. Dacă a dat Dumnezeu poruncă, a zis și s-a făcut. Să fie lumină. E poruncă. Da, da, da. Cu cuvântul, prin Hristos. Bun. Deci dacă a dat poruncă această lege, nu e o simplă raportare juridică să iubești, ci ontologică, ființială. Deci dă o lege fără de care existența umană în lumea fizică este imposibilă sau e un chin și existența sau învierea, nemurirea, de asemenea, sunt imposibile pentru că... Acum, eu vă propun o viziune foarte plastică, așa. Dumnezeu ne-a creat pe noi. În general,
cine a lucrat în zona asta mai tehnică, așa, în care proiectezi un dispozitiv, o mașinărie, da? Bun. Mașinăria aia pe care o cumpărăm, mai să zicem ceva de uscasnic, are niște instrucțiuni în care se descrie ce se poate, ce nu se poate, ce să faci. Și avertizări. Și avertizări. Da, vedeți, acolo e un semn de exclamări, da, într-un triunghi. Da, da, da. Păi Dumnezeu care ne-a făcut pe noi știe, hai să nu spun limitele, știe ce e bun pentru noi, ca ființă, ca persoană, da? Știe ce e bine și ce nu e bine. Și lucrurile astea ni le-a spus. Adică este un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu foarte transparent. Foarte transparent. Da. Da? Ne-a spus, uite, asta să faci ca să și asta nu fă, că dacă faci, se întâmplă asta. Ce mai vorbeam noi în Deuteronom. Dacă faci asta, se întâmplă asta. Deci este un Dumnezeu foarte transparent. Ne-a spus treaba asta. Noi trebuie doar să vrem să ne informăm. Dar iertați-mă, nu numai că ne-a zis, că ne-a dat instrucțiunile de folos. Când a văzut că nu merge, s-a întrupat. Adică... Când a văzut că oamenii nu țin cont și nu citesc... Nu citesc, nu înțeleg. Și au stricat nu știu câte mașinării. Exact. Da? Atunci... A venit și a zis, stop, joc, resetăm. Da, exact. Da? Cum e în ziua, în limbajul de azi, stop, joc, se resetează. Exact. Da? Bun, și cum se resetează? Păi putea să reseteze, mai făcea un mic Big Bang, mai făcea nu știu ce. Nu. Pe unul născut fiul său l-a trimis și sângele lui a jertfit. Exact. Da? Ca să ne curețe pe noi. Noi, cum să spun... Nu putem spune că suntem proști, pentru că suntem creația lui Dumnezeu. Noi suntem uneori împietriți, e timp, uneori împietriți, alteori, cum să spun, puțin îndrăciți, Doamne iartă-mă, pentru că dacă am sta să ne gândim, să aprofundăm chiar cu logica asta pământească, deci încă o dată, nu pe logica duhovnicească, pe logica pământească. Am înțelege lucrurile și ne-am alinia. Ne-am alinia. N-am mai face atâtea prostii. Am fi un pic mai ordonați, un pic mai curați în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă inima noastră nu arde după Hristos. Dar noi nici măcar asta nu facem. Noi am gustat din măr, deci noi în fiecare zi luăm mărul cunoașterii binelui și răului, dar nu ăla. În fiecare zi mușcăm din el și ni se pare că dacă am mușcat din el și ni s-au deschis puțin ochii, am mai citit o pagină de nu știu ce carte sau am accesat internetul, ni se pare că suntem Dumnezeu. Da, da, a pus acolo Dumnezeu triunghiul cu semnul exclamării și a zis, atenție, pericol de electrocutare. Da, pericol de moarte. Da, pericol de moarte, exact. Da, pericol de moarte. Ori noi nu vrem să... nu vrem. Nu că nu putem, că dacă am vrea, noi am putea. Că la un moment dat, dacă am vrea și n-am putea, am cere ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne l-ar da. Dacă am vrea și n-am putea, adică Dumnezeu a făcut mașinăria defectă, nu există judecată. Da, dar nu asta... Nu, spun, care, da, care e o certitudine. Da. Dar dacă am vrea și n-am putea, adică să zicem că mașinăria e defectă, e proiectată greșit, nu poți să-i ceri. Deci odată ce, dar din moment ce noi am văzut că de fapt despre asta e vorba, după instrucțiuni nu ne-am dat seama prea bine, în ghicitură, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar de aceea a luat trup, ca să arate că mașinăria aceasta e desăvârșită. Desăvârșită. Adică poate fi, ai potențial în tine tot ce trebuie ca să fie desăvârșită, nu-i defectă. Nu, e desăvârșită. Eu tot mă întreb de ce, de exemplu, vis-a-vis de desăvârșirea asta, dau paranteză de un minut și dau un exemplu foarte punctual și tehnic. Avem o instalație în organism care se numește pancreas. Mă rog, în pancreas sunt niște țesuturi, niște insule, niște celule care secretă insulina și trăim normal, mâncăm dulceață și la un moment dat, când se defectează instrumentul ăla,
încep să apară probleme. Uzina chimică. Uzina chimică. Bun. Noi am ajuns extraordinar de departe. Extraordinar de departe cu tehnologia. Și totuși nu avem, nu putem să facem un instrument, cu toate că este, avem, aparent avem toate ingredientele necesare, să facem o mică pompiță care să secrete exact atâta insulină cât trebuie, ce nu mai poate să facă instalația defectă. Nu suntem în, nu că nu suntem în stare. Nu merge. Nu merge, că acolo trebuie un lucru desăvârșit. Nu poți să cuplezi un lucru făcut de mâna omului cu ceva lăsat de la bunul Dumnezeu. Nu merge. Nu, dar să zicem că ar merge. Și poate că o să meargă. Dar ce-i mai interesant? Faci pompița care nu se mai defectează, ține 200 de ani. Dar ține mai mult decât termenul tău de valabilitate. Avem un telefon, să nu lăsăm să aștepte. Doamne ajută, sunteți în direct. Am pierdut. Ne pare rău. Deci, ne pare rău. Asta e foarte interesant. Dar revenind la momentul morții, dacă... Da, al desprinderii, nu al mult. Da, așa. Trecerii. Deci, la momentul trecerii și momentul morții, cum spun cei necredincioși, eu merg tot timpul în paralel, pe două coloane. Da. Și atunci, venind la momentul acesta, sigur că omul zice, domnule, a scăpat. Da. A murit, se, a se mai spune. Deci, moartea, a scăpat. Da. Se mai spune, a moartea scăpat. Moartea devine, iată, foarte interesant, pentru cei necredincioși, moartea devine singura modalitate de a scăpa de viața aceasta în care nu poți sau nu vrei să respecti regulile duhovnicești. Că asta se întâmplă. A scăpat de asta și a dat de ceva de 10 ori mai... Dacă nu cre... da. Omul dacă telefonul nu crede... Da. Doamne ajută, sunteți în direct. Alo? Da. Nu. S-a pierdut legătura? Ne pare rău. Alo? Alo, mă auziți? Da, vă aud. Vă auzim. Blagoslovit. Doamne ajută, Tiberiu. Doamne ajută, frate Tiberiu. Doamne ajută, părinte. Câteva cu atât vreau să zic că aici puțin mă contrazic cu un profesor cu moartea, cu o judecată că este certitudine. Că avem un caz, părintele Fren din Arizona, care practic prin ce a făcut și care în sfârșit ce s-a întâmplat acolo, practic n-a mai mers la judecată și chiar Mântuitorul zice că la moarte nu va veni și la judecată. Da, este un text. Aveți dreptate, este un text care spune lucrul ăsta, da. Corect, teologic, este un text pe care îl folosește chiar Dumnezeu, adică nu e nici măcar de apostol, nici de înger, nici de sfinți. Exact. E un text pe care îl spune Dumnezeu, da. Dar pentru asta, apropo de Evanghelie, trecută, toate cele care se aflăm, eu am luat așa la rând, plămând, însetat, străin, gol, bolnav, nu-ți mai e temița. Și la timpul în Evanghelie, că nimeni nu este întâmplător, cum ar veni, nimic în cuvântul iută de acolo, nu e așa. De ce temița? Pentru că toate celelalte, de fapt, flămând, însetat, gol, toate se regăsesc cu albine de omul din temniță. Dar ăsta poate fi chiar și sufletul nostru. M-am gândit eu, acum nu știu, părinte, poate, sau domn profesor, că flămând, dacă este sau însetat, o să te, în Sfânta Împărtășanie, sufletul nostru, cum ar zi, străin, practic, este Evanghelie, vestea cea bună. Corg este, practic, rugăciunea, Duhul Sfânt te umple, bolnav este postul, m-am gândit eu și atunci, dacă toate temite, evadarea scoaterea din Dumnezeu se scoate din, așa, așa este, da. E corectă asta perspectiva, da. Și muntele Athos este locul unde nimeni nu se naște și toți merg ca să moară, ca să moară păcatul. Cam acolo nu prea ești judecat, să zic. Așa, da. Da, Tiberiu, noi am vorbit pentru
pentru da. Noi, pentru majoritatea mulțumim. Păcătoșilor. Da, da, mulțumim. Da, da. Da, da, da. Mulțumim, corect, corect ce ai spus. Doamne ajută. Da, ăsta cuvântul acesta de sfârșit, că în temniță am fost corect, este vorba, poate fi și perspectiva aceasta a omului lăuntric, care trebuie eliberat. Omul lăuntric, de fapt, este într-o temniță. Deci că noi suntem omul nou, așa care copiem, așa calchiem foarte bine chipul omului, dar de fapt omul lăuntric suferă. El trebuie scos, știți? Dar revenind cumva la judecată, și are dreptate, este un text care este, spune lucrul acesta, da. însă tot... tot prin fața judecătorului, adică tot cuvântul judecătorului îl vor auzi și aceștia: vino binecuvântatul tatălui meu, de șezi de-a dreapta, moștenește împărăția care a fost gătită ție. Corect, sunt vase alese pe care, de fapt, spune Dumnezeu așa, cu o mică, foarte mică paranteză: cel ce crede în mine, parcă Sfântul Evanghelist Ioan, cel ce crede în mine și în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, dar și s-a mutat din moarte la viață. Dar cum? Vă zic cum. Este un alt text care spune la un moment dat, s-a dus într-un sat de la munte și erau două surori, Marta și Maria, nu știu ce, și acolo spune să-mi ajute, zice Marta, și zice Marto, Marto, zice Dumnezeu acum, trebuie coroborate. Da. Te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Iată, și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și care e acela? Zice o femeie din popor ridicându-și glasul: fericit pântecele care te-a purtat. Vorbea de Maica Domnului, vă dați seama. Și el zice, da, ai văzut corect, dar fericiți cei care aud și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, adică legile. Da. Că despre legi vorbeam, legile fizice, da. Legile duhovnicești. Deci dacă împlinești cuvântul lui Dumnezeu, îl auzi, îl împlinești, da, treci din această viață și la judecată nu va veni. De ce? Pentru că cel ce împlinește legea iubirii, să spunem așa, acela se spovedește, acela se împărtășește, acela s-a judecat cu Dumnezeu. Deci în momentul în care preotul, duhovnicul ți-a spus ai binecuvântare să te împărtășești, tu te-ai judecat cu Dumnezeu. Pentru că zice, ce vei dezlega pe pământ? Da. Deci noi suntem aici în fața unei sentințe pe care o dă Dumnezeu prin duhovnic. Prin duhovnic. El nu, ce se mai judece cu? Ai ascuns tu. Ai ascuns, ai uitat. Alte discuții. Da. Sau n-ai apucat să te mai împărtășești. Dar mergând pe aceasta, Dumnezeu are procedura foarte, foarte clar stabilită. Aici nu sunt metafore. Da. Intrăm, cum să spun, în loc să ieșim, ne afundăm. Așa, și ca să mai pun și o piatră pe să se afunde și mai tare, mai e un aspect foarte important de sesizat în această pericopă evanghelică, din punctul meu de vedere, că spune Mântuitorul că unora dintre acei prea mici frații ai mei, da, ați făcut, mie mi-ați făcut, frații ai mei. Asta pune încă o dată, și eu am acest sentiment, mă rog, micuț așa, germinare. Deci suntem fiii lui Dumnezeu, că ne-a creat, da? Și Mântuitorul spune, sunteți frații mei, suntem frați cu Dumnezeu. Da? Deci noi avem acest statut, fii ai lui Dumnezeu și ai Maicii Domnului, da? Maica Domnului este Maica noastră a tuturor, da? Da? Și frații, Mântuitorul ne spune, sunteți frații mei. Da, dar în ce sens? Deci, aici e foarte important cum punem. E o evanghelie, două, de fapt, dar una care spune așa. Deci a venit un învățător de lege la el și ispitindu-l, da. I-a zis așa: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Deci, cu ce este scris în lege, cum citești, știm cu toții. Dar ce este interesant cu frații mei, ca să le legăm, da, da, care e criteriul de judecată? Și zice, păi uite, care e cea? Păi să iubești pe Domnul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a zis, bravo, zice.
dar știi legea, că nu-ți mai trebuie, gata, te mântuiești. A, dai zeciuială, dai, da, cum era. Zice, da, el... Vroind să se îndreptățească pe sine și, de fapt, să se judece cu Dumnezeu, că dacă tăcea, filozof rămânea, dar văzând, el vrea să-l prindă în cuvânt, aici era o viclenie, de fapt, că spune așa, e, și se știe... De... Unele... Nu, nu, e clară, da? Era o viclenie, vreau să-l prindă în cuvânt. Da. L-a întrebat, și cine este aproapele meu? Și el zice așa, un om coborat, da, de la... Da, da. Și la un moment dat, deci, cine este aproapele meu? Răspunsul la întrebarea, cine este aproapele meu, îl dă Mântuitorul Iisus Hristos. Zice, fă aceasta și vei fi viu. Ce aceasta? Aproapele nostru este cel aflat în suferință. Nu contează că este negru, că este evreu, că este elin, că este pedofil. Iertați-mă, acela este aproapele nostru care are o suferință. Pentru că va spune, acești prea mici, flămânzi, însetați, nu știu ce. Deci acești frați ai mei sunt... Pentru că Dumnezeu se identifică cu cine? Cu durerea omului. Hristos este acolo unde e durerea omului. Și atunci cine este aproapele meu? Păi aproapele meu este cel care are o suferință și tu ești lângă el, că nu e nimeni niciodată întâmplător lângă tine. Și tu când vezi că are o suferință, acolo e definiția. În momentul acela, ăla e aproapele tău. Și zice, pentru că n-ați făcut, că i-a întrebat, dar când te-am văzut noi pe tine? Păi n-ai știut cine e aproapele. Acolo sunt eu. E foarte, cum să spun, foarte concentrată. Totul e foarte concentrat. Dar Dumnezeu nu lasă nimic nelimpezit. Da. Dă definiția cine e este aproape. Că de fapt, cine era ăla căzut între tâlhari? Era iudeu. Și cine era cel care venea? Păi vrăjmașul lui de moarte. A trecut fratele lui, preotul, și a zis, nu, nu știu, a văzut, a trecut. A venit diaconul. A văzut, a dat din cap, a trecut pe acolo. Și zice, și a venit dușmanul lui de moarte și făcându-i se milă de el. Deci sufletul omului este creștin prin fire. Pentru că Dumnezeu zice, iată, te-am făcut după chipul meu și asemănarea ce este? Milă voiesc, iar nu jertfă. Adică, dacă sufletul tău poate să genereze milă... Și iubire. Bineînțeles. Că nu zici așa că îi dai un bănuț la semafor de un leu și zici am scăpat. Dar văzându-l pe aproape, cine este ăla? Dușmanul meu. Dar el e căzut la pământ. Și fiind căzut la pământ, el devine aproapele tău. Asta este de fapt... Sigur că noi facem pomeni, chemăm rudele, ciorbe părinte, de burtă... Părinte, dar nu e aproapele. Părinte, încă o dată, să o spun eu. Și eu spun ceea ce simt, nu ceea ce... Trebuie. Nu ceea ce ar face plăcere unui preot să audă, da, sau... noi ne-am, cum să spun, ne-am îndepărtat atât de mult, nu știu dacă voiți, adică am uitat legile sau le știm sau nu le știm, dar, nu știu, simt, parcă nici nu știm să mai facem pomeni, că pomana nu o faci... Nați o ție, dă-mi o mie, da? Eu îți dau o friptură, tu îmi dai o ciorbă de burtă. Păi nu, spune clar. Da? Nu, în general, dai cuiva care știi că nu-ți va mai da înapoi. Și mai mult, cauți pe cel aflat în suferință. A spus, acolo nevoie, sunt eu. Da? Deci Hristos a spus, acolo sunt. Da, deci dai, faci pomană unuia care este flămând. Exact. Care e flămând. Îl îmbraci pe unul, da, dezbrăcat. Că e, cum să spun... Bețiv, că e boschetar. Că e murdar, că miroase urât, nu contează. Nu, că acolo e Hristos. Că, da, nu contează cui, că să dau lui ăla, că e mai spălat. Nu, ăla are ce, da, să mănânce. Da, da? Nu, e, noi nu mai știm, nu știm într-o eroare generală. Într-o eroare generalizată. Generalizată. Da. Nici nu mai știm să ne facem pomenile. Da, cu toate că facem cheltuiala, facem osteneala. Știți, adică e da, un... Da. E absurd. Și uneori așa, peste poate, că da, trebuie să dai cuiva să mănânce. Nu, mie să mi-aduci un mușchi de vită în eu sânge. Eu vă spun că am fost sâmbătă, nu știu, nu cred că mai e timp, mai bine să nu mai fie timp. Nu vreau să tulburăm pe nimeni. Dar nu putem merge așa. Nu putem merge. Nu, stați puțin, părinte. Noi putem merge așa, dar așa mergem spre moarte. Da. Nu spre trecere, moarte, da, da, moarte. Încălcăm mergem încât... Încălcăm
încălcăm toate poruncile, încălcăm toate principiile. Rănim iubirea lui Dumnezeu prin asta. Și sufletul nostru în felul ăsta moare. Da, așa este, da. Da? Asta este problema noastră. Și nu vrem să ne oprim. Dar să știți că asta simte, pentru că sufletul omului este creștin din fire, poate să fie și japonez și chinez din Wuhan, oricine, sufletul omului e creștin, pot să fac demonstrație matematică. Adică am ajuns asta la demonstrația aceasta logică. Omul nu se satură și marxistul știe că nu merge. Deci lucrurile astea... Și marxistul știe că lipsește ceva lipsește din toată teoria lui. Exact. Da, părinte, aici este e un text al părintelui Cleopa. Da. Cum va judeca Dumnezeu neamurile. Da. Foarte în volumul 5. Eu am pus pe acasă, aveam într-o vreme un volum 5 în plus, ca să-l dau... Ne vorbește părintele Cleopa? Da. Ca să-l dau cuiva, că acolo spune că ce vină are ăla că s-a născut în islam. Exact. Da? Și n-a auzit de Hristos. Bun, și atunci îl va judeca Dumnezeu. Dar nu va judeca după Hristos, va judeca după și numără 5 principii. După care îl va judeca, care sunt practic universale și care întărește ce spune Sfinția voastră, că toți creștini ortodoxi ne naștem. Da? N-ai cum. Sufletul este așa. Gata? Am ieșit. Păi, am ieșit, dar n-am... Am ieșit fără să intrăm profund în subiectul... Și n-am apucat să intrăm și am ieșit din emisie. Bun. Ziua judecății. Vorbim... Ziua judecății. Vorbim particulare și de obște. Adică aici poți să vorbești nu știu câte ore despre judecata particulară și nu știu câte ore despre judecata de obște. Da? Și ca să incităm pe ascultătorii noștri, părinte, aș vrea să nu uitați, e o nebuloasă, adică o zonă nu gri. Foarte gri în capul meu, în sufletul meu, ce se întâmplă între judecata particulară și judecata de obște. Dacă tot ne-a judecat odată și este definitivă, irevocabilă, da, ce mai e nevoie de a doua? Știți de ce e nevoie de a doua? Vă rog. Și asta doar pentru preambul pentru emisiunea viitoare. Vedeți cum a făcut Dumnezeu? La Cartea Afacerii spune acolo foarte clar. Vezi instrucțiunile? Dacă ai pus mâna acolo, te electrocutezi. Omul a zis: Dom'le, dacă e așa de bine să guși din toate, înseamnă că să te electrocutezi trebuie să fie ceva extraordinar. Și s-a electrocutat omul și a zis: negreșit, cu moarte vei muri. Și așa a fost. E o consecință, nu e neapărat o pedeapsă. Problema însă este că Dumnezeu a fost obligat, puneți ghilimelele unde crede, obligat să-și recureze propria sentință. Deci aceea definitivă, irevocabilă, în pământ vei merge. Și cum a făcut asta? Ca să nu cumva să ne smintim că Dumnezeu umblă așa, l-a dat pe Fiul Lui. Da. Adică e foarte important să vedem între judecata particulară și cea de obște ce anume a gândit Dumnezeu pentru om. Ca nu cumva unul ca Origen să creadă că are dreptate în privința aceasta, că iadul de fapt e doar o metaforă, știți? Da. Că de aia așa ajuns a fost dat anatemei, pentru că s-a considerat Origen mai milostiv decât Dumnezeu. Da. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, continuând despre ziua judecății, dar până atunci ascultați încă o dată sfatul părintelui. Eu aș îndemna pe toți să n-aștepte până duminica viitoare sau până marțea viitoare, când vorbim despre ziua Z, despre ziua judecății, ci să mergem la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru că azi e al nostru. Noi nu știm până săptămâna viitoare cum suntem. Domnește!